Bună dimineața și pacea Domnului cu noi. O să învățăm astăzi un nou salut. Nu știu dacă voi fi convingător. La un moment dat în istoria bisericii, când se lua masa Domnului, atunci când se împărțea paharul, pâinea, cel care primea spunea: până va veni El. Până va veni El. De fapt, primul crez creștin scurt pe care îl știm este Maranata, Domnul nostru vine. Prima biserică era mereu în așteptarea Domnului. Până și cina Domnului era până va veni El. Trebuie să ai această convingere în inima ta. La rugămintea fraților din conducerea bisericii, ziua de astăzi va fi dedicată mesajelor despre cină și botez. Pentru că în tradiția creștină, ziua de 6 ianuarie este considerată ziua sărbătoririi botezului Domnului, aceasta ar trebui să fie mâine, s-a mutat sărbătoarea pentru după masă. Dar pentru că este prima zi a noului an, prima duminică, dimineață avem cina Domnului și după masă vom sărbători botezul Domnului. Cel puțin până în anul 336, nu știm ca biserica să fi sărbătorit vreodată nașterea Domnului. Dar știm că în fiecare an biserica sărbătorea botezul Domnului. Toate s-au schimbat după secolul IV. De aceea, astăzi mai puțin credincioșii creștini sărbătoresc, se focalizează asupra acestei sărbători. Încercați să o faceți astăzi, după masă. Să înțelegem ce a însemnat botezul. De ce tocmai noi, credincioșii baptiști, ne-am luat numele de la cuvântul baptizo, în greacă, care înseamnă botez, scufundare în apă. Botezul întotdeauna a fost privit ca actul de inițiere, actul prin care intri în biserică, faci legământ cu Dumnezeu, te botezi, public, deschis. Cina Domnului este actul de menținere în biserică. Rămâi în biserică, nu doar că ai intrat în biserică. Participarea la masa Domnului, că este în fiecare săptămână sau în fiecare lună, arată faptul că mai ești în biserică. Ești acolo. De aceea cele două simboluri de credință, numite și taine sau sacramente, așa cum vom înțelege azi, de la început au fost acceptate de toți creștinii, cele două, și până astăzi, toți creștinii, cel puțin pe acestea două, le acceptă. Dar astăzi vom parcurge și o istorie, să fie și o mică lecție de istorie a bisericii, ca să înțelegem cum au evoluat aceste două rânduieli ale bisericii. Însă, ce este mai important pentru noi creștinii, și creștinii evanghelici, este ce spune Sfânta Scriptură,
nu ce spune atât istoria. Și de aceea ne vom apropia de cuvânt și textul clasic pentru cina Domnului este din 1 Corinteni 11, de la versetul 23 la versetul 34. Ne ridicăm cu întreaga adunare și dăm cinste acestui cuvânt și vom citi. 1 Corinteni capitolul 11, de la versetul 23. Iată cuvintele Apostolului Pavel. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul lui Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt sfânt. Întărește, Doamne, credința noastră în Tine. Îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul vieții, îți mulțumim că ne asiști cu Duhul Tău cel Sfânt. De aceea vrem astăzi ca acest tandem sfânt, lucrarea cuvântului și a Duhului, să fie reală, trăită de noi de toți în prezența Ta. Așteptăm să ne vorbești, suntem gata să ascultăm. Cerem acestea în numele Mântuitorului nostru Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Aș dori să vorbesc despre doctrina, despre cina Domnului. Doctrina sau învățătura este baza credinței și practicii noastre. Orice credincios trebuie să știe ce crede. Doctrina despre masa Domnului sau cina Domnului sau împărtășanie sau euharistie este o doctrină care ar fi trebuit să unească creștinii. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 17, Pavel scrie, având în vedere că este o pâine, o pâine. Noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Ideea este
că biserica formează un trup, un organism, o entitate. Când ne împărtășim la masa Domnului, luăm din aceeași pâine, arătând că aparținem toți aceluiași trup al lui Hristos. Dar ceea ce trebuia să ne unească, ne-a despărțit. Și am să vă arăt în istorie câteva momente importante care arată această separare a creștinilor pe baza acestei practici și acestei învățături despre masa Domnului. Ce avem comun toți creștinii este faptul că recunoaștem cina Domnului sau Euharistia, apropo cuvântul Euharistie, e un cuvânt grecesc, care înseamnă mulțumire, masa mulțumirii. Deci ce avem în comun la această învățătură și recunoaștem este faptul că ea a fost instituită de Iisus Hristos. Apoi, că este o formă de proclamare a morții Domnului. Și că această practică, această rânduială, trebuie să fie ținută de toți creștinii, să fie repetată. Domnul Hristos ne-a cerut aceasta. Dar sunt două mari probleme legate de această învățătură. Prima este natura prezenței lui Hristos. Când noi luăm și mâncăm din pâine, bem din vin, este Iisus Hristos prezent, real, în elementele cinei? Sub, peste. De aceea s-au distins trei teorii. Bisericile istorice, le numim Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă și chiar alte biserici derivate din protestantism, Biserica Anglicană și Episcopaliană, varianta din America, aceste biserici cred că actul cinei este un sacrament. Adică elementele cinei, pâinea și vinul, atunci când preotul invocă numele Domnului și servește aceste elemente, ele se transformă în trupul și sângele Domnului. Efectiv. A doua variantă este să crezi că aceste elemente sunt doar un sigiliu, un fel de pecete a legământului pe care îl are credinciosul cu Dumnezeu. Dar nu este un sigiliu, o confirmare simbolică. E mai mult de atât. Este o prezență reală a lui Hristos. În momentul în care se administrează cina, Dumnezeu își ține legământul și ne dă binecuvântări în plus, peste ceea ce avem obișnuit. Dar nu este un sacrament. Aceasta este poziția bisericilor reformate, prezbiteriene. Mai există o a treia variantă. Să crezi că aceste elemente ale cinei sunt un simplu simbol. Ele doar reprezintă simbolic trupul, sângele Domnului
care s-au dat, s-au jertfit pentru noi. Și atât. Deci, avem trei opțiuni. Cina este ori un sacrament, ori un sigiliu, ori un simbol. Bisericile evanghelice preferă a treia variantă. Sunt înclinate mai mult să creadă că este doar un simbol. Acum, vom vedea mai încolo că nu e doar un simbol golit de sens, ci orice simbol transmite ceva, are o semnificație. Dar până acolo, aș vrea să intrăm puțin în istorie. Sunt sigur că unii aveți curiozitatea să vedeți, să înțelegeți cum de s-a ajuns aici. Pentru că la început, nu, biserica nu a fost, n-a vorbit despre sacrament, despre taină. Apropo, cuvântul sacramentum este în limba latină. Și cuvântul taină este din slavonă. Înseamnă același lucru. Sacrament sau taină se referă la mister, la ceva inexplicabil, da, tainic. Dar este același lucru. Biserica Ortodoxă din România a preferat cuvântul taină. Biserica Catolică preferă cuvântul sacrament. E același lucru. Dar aș vrea să parcurgem puțin istoria acestei rânduieli, masa Domnului. Știm în Faptele Apostolilor că primii creștini care au devenit creștini prin lucrarea Duhului Sfânt la Rusalii s-au strâns la oaltă, au stat la picioarele apostolilor și au învățat de la ei ce să facă, cum să trăiască. Atunci s-a format biserica. Printre primele lucrări pe care biserica le-a făcut a fost frângerea pâinii, care este un termen sinonim cu masa Domnului. Atunci creștinii sărbătoreau cina Domnului cu bucurie și curăție de inimă. Nu știu de ce nu avem mai multă bucurie la masa Domnului. Unele biserici au transformat cina Domnului într-un serviciu funerar. Nu. Masa Domnului este o masă de bucurie, de părtășie. Și așa ar trebui să ne bucurăm mai mult în această zi. E adevărat că noi comemorăm moartea Domnului, dar și învierea Lui. Dar prima zi a săptămânii evreiești, numită ziua Domnului mai târziu de creștini, va deveni ziua în care ucenicii creștinii se vor întâlni pentru ca să frângă pâinea. Avem dovezi în Evanghelii că era o regulă deja în primul secol, prima zi a săptămânii, nu în timpul sabatului, a șapte zi, prima zi. De aceea creștinii au hotărât să se strângă la oaltă în prima zi, ziua Domnului, Dominica. Și să știți că avem dovezi până în secolul 4, deci vreo 300 și ceva de ani, biserica s-a strâns o singură dată duminica. Nu de două ori. Seara însă. Doar seara se strângeau și din pricina condițiilor climaterice. Însă cu timpul, pentru că seara și alte religii aveau tot felul de sărbători, ospețe, mulți creștini erau ispitiți să meargă la aceste sărbători păgâne și au adus elemente păgâne în întâlnirea bisericii, care nu era doar pâine și vin, trebuie să înțelegeți, masa Domnului, sărbătoarea aceasta însemna multă mâncare și băutură. Și se servea totul cu bucurie. Da. Însă episcopii au hotărât să delimiteze masa Domnului de
agape, de întâlnirile bisericii comune. Și de aceea, undeva în jurul anului 300, sau poate chiar după, s-a hotărât ca întâlnirea bisericii pentru masa Domnului să se mute duminică dimineață. Și numai cei credincioși puteau participa la această întâlnire. Lucrurile s-au schimbat puțin mai încolo, s-a revenit la o singură întâlnire pe duminică, așa cum este și astăzi în multe biserici, cele mai multe biserici istorice, doar dimineața, când se face și sărbătoarea Euharistiei. Dar mă întorc la creștinii de la început. La început, sigur, creștinii nu credeau că elementele cinei suferă o transformare miraculoasă. Era o masă în amintirea Domnului. Dar totul s-a schimbat în secolul II. Avem dovezi scrise că lucrurile s-au mutat înspre sacramentalism. Acum, din nou, cuvântul sacramentum în limba latină era folosit în acea vreme ca un fel de jurământ de credință pe care un soldat roman îl făcea comandantului, șefului său, la începutul serviciului militar. Că va fi loial până la capăt, până la jertfă, comandantului său și armatei. Termenul însă a devenit foarte popular, s-a folosit și în alte contexte. În secolul II deja avem primele documente că acest termen sacrament s-a asociat cu semnul crucii, cu sarea dată candidaților de botez sau catehumenilor. Ei trebuiau să fie sarea pământului, lumina lumii. Foarte interesant. Acest sacrament, ideea de sacrament, s-a extins apoi la actul căsătoriei, apoi la exorcizare, la scoaterea demonilor prin post și rugăciune și apoi la celebrarea zilei de odihnă. Ideea era aceasta, că aceste sacramente sunt doar semne vizibile ale unei lucrări invizibile, a Harului. Adică Harul lui Dumnezeu trebuie cumva să se transmită credinciosului. Cum? Prin materie, prin actele religioase ale bisericii. La început se spune că au fost cam 5 sacramente, mai târziu în evul mediu s-a ajuns până la 30 de sacramente. Abia târziu în evul mediu scolastic sau aproape de scolasticism, un anume Petru Lombardul a nominalizat cele 7 sacramente, da, care sunt recunoscute astăzi și în Biserica Catolică, și care apoi s-au oficializat, adică au fost acceptate oficial de biserică, abia în anul 1439, la un conciliu de la Florența. Și cele 7 sacramente sunt, evident, botezul, care e act de inițiere, și mirungerea. Până și astăzi se crede că dacă faci botezul, trebuie să faci și ungerea cu mir. Da? Adică de obicei pe fruntea candidatului se făcea un semn al crucii cu un de lemnul, cu uleiul sfânt. Botezul și ungerea cu mir mergeau mână în mână, dar despre acestea după masă mai mult. După botez urma Euharistia, ziua, în momentul de mulțumire, cina Domnului. Asta era al doilea sacrament, al treilea era penitența sau pocăința, actul spovedaniei. Apoi era hirotonisirea sau ordinarea
lucrătorului, slujitorului duhovnicesc, ca preotul în speță. Apoi era căsătoria, e un sacrament. Unirea a doi oameni, bărbat-femeie, să specificăm, trebuie astăzi să specificăm, da? Și în al șaptelea rând era maslul sau ungerea pentru vindecare. Se făcea ungerea pentru bolnavi. Aceste șapte sacramente s-au menținut atât în biserica de apus catolică, cât și în biserica de răsărit ortodoxă. Dar care a fost motivul trecerii la sacrament, de la simbol, așa cum îl avem clar în Evanghelie, la sacrament? Parcursul n-a fost ușor, n-a fost simplu. Unii părinți ai bisericii, de exemplu, vorbeau mult timp, încă prin secolul IV, de simbol, așa atât. Dar deja în secolul II spuneam că alți părinți ai bisericii, alți lideri ai bisericii, au pomenit despre faptul că datorită întrupării lui Hristos, adică Dumnezeu și-a asumat natura noastră umană, natura poate fi sfințită. Natura, materia, poate fi pătrunsă de har. Asta s-a întâmplat cu Hristos, nu? Trupul Mariei, pătrunsă de har, de Sfântul lui Dumnezeu. A fost lucrarea Duhului Sfânt. E, același lucru se poate amplifica, se transmite mai departe. Și doctrina aceasta despre întruparea lui Dumnezeu a creat contextul pentru a crede în sacramente. Adică harul poate să lășlui, poate sta în materie. Da? În materie. În pâine, în vin, în apa botezului, în icoane, mai târziu. Cel mai tare argument teologic pentru închinarea la icoane, sau venerarea icoanelor mai precis, este doctrina despre întruparea lui Iisus Hristos. Această învățătură ne permite să vedem, să credem că natura poate fi penetrată de har. Sigur, mai târziu reformatorii nu au acceptat această învățătură, dar mult timp învățătura despre întrupare a permis sacramentalismul despre care vorbim. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Pot să vă citesc din Ignație, care a scris imediat după anul 100, din Didachia, e învățătura celor 12 apostoli, o carte pe care o avem și care vorbește despre cum trăia, ce făcea biserica la început. Însă citatul meu vine dintr-o altă parte, de la Irineu. Irineu a fost un părinte al bisericii, un apologet creștin foarte inteligent, foarte respectat în biserică. El scrie în secolul II următoarele. Așa cum pâinea care vine din pământ, când primește invocarea lui Dumnezeu, nu mai este pâine obișnuită, ci euharistie, fiind compusă din două elemente, unul pământesc și unul ceresc, tot așa și trupurile noastre nu mai sunt același lucru când primesc euharistia, având nădejdea învierii pentru eternitate. Nu spuneți amin, nu spuneți amin, că nu prea e bine acum. Pentru că Irineu ce a făcut? A creat cadrul ca să credem noi că atunci când mâncăm pâinea, bem vinul, ceva se transformă în trupul nostru. Adică aceste elemente nu iau o formă din asta miraculoasă, dar noi nu credem asta.
E adevărat că, așa cum vom vedea, avem spațiu pentru prezența lui Hristos în mijlocul nostru. Acum spunem amin. Da. Da. Dar nu mai mult de atât. Pentru că după ce Irineu și ceilalți în secolul II au creat acest cadru sacramentalist, înțelegerea cinei a trecut de la reprezentare a trupului și sângelui lui Hristos la cea de prezență nemijlocită, dătătoare de har. Așa se face că în secolul III, jurul anului 250, un episcop de Cartagina pe nume Ciprian a adus în biserică din nou ritualul preoțesc, hainele preoțești. Toată ceremonia, tot ritualul din Vechiul Testament îmbunătățit, adaptat pentru legământul nou. Printre altele, el a venit cu această teorie a sacrificiului euharistic. Și spunea el că atunci când un preot ne dă, împărtășește, împarte elementele cinei, de fapt el repetă patimile lui Hristos. Și aceste elemente au capacitatea în ele însele, pâinea și vinul, să comunice har. Asta a fost prea mult. De atunci, încă prin 250, s-a creat cadrul pentru ierarhie preoțească. Era și până atunci. Se vorbea despre episcopi, dar ca un păstor local. Lucrurile însă s-au extins. Mulți spun că aceasta a fost și datorită unor influențe păgâne de la religiile străine, necreștine. Dar e cu siguranță ceva s-a întâmplat în secolul IV mai ales, s-a produs o mutație, a apărut ierarhia episcopală, s-a stabilit crezul creștin și s-a stabilit și canonul biblic, cele 27 de cărți ale Noului Testament. S-au făcut multe lucruri importante atunci. Printre altele, zic, a fost și clarificarea legată de masa Domnului. Ce credem noi? Pentru că preotul deja era foarte bine cotat în biserică ca unul care a primit de la Hristos har prin ucenicii lui Iisus și apoi prin așa numită succesiune harică. Episcopii credeau că atunci când ei pun mâna peste cineva, peste ceva, acel lucru, acea persoană se sfințește. E pusă deoparte, e consacrată pentru o lucrare specială. Se transmite har. De aceea n-a fost mare pas de la a crede că dacă pui mâinile peste cineva și devine preot, care și el primește capacitate harică de a da harul mai departe, la a crede că dacă împarți pâinea și vinul, se transmite har. N-a fost, zic, mare pas. Cadrul deja era format. Vreau să vă ilustrez aceasta din nou cu un citat. Suntem tot în secolul IV, deci anul 300 și ceva, aproape spre anul 400. Un anume Chiril din Ierusalim a folosit termenul de epiclesis în greacă, epicleză, care înseamnă că atunci când preotul îl înlocuiește pe Hristos în adunare și rostește cuvintele lui Iisus, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, în acel moment elementele cinei se transformă, da? Prin lucrarea Duhului, prin lucrarea harică, cu adevărat în trupul și sângele Domnului. Iată citatul din Chiril. Cum trebuia să iei cina Domnului în secolul IV? Citez. Înaintând, deci, apropie-te fără să lungești palma mâinii, fără să îndepărtezi degetele, ci punând mâna stângă sub cea dreaptă ca un tron, în care îl va primi îndată pe rege.
primește în căușul palmei trupul lui Hristos, spunând amin. Sfințește-ți ochii cu atenție la atingerea acestui trup sfințit. Apoi consumă-l băgând bine de seamă să nu lași să se piardă nimic din el. Ceea ce ai putea pierde, fii sigur că ar fi ca și cum ai face o pagubă propriilor tale mădulare. După ce te-ai împărtășit cu trupul lui Hristos, apropie-te acum de potirul sângelui său. Nu întinde mâinile, ci înclină-te și spune amin într-o atitudine de adorație și venerație și sfințește-te luând și sângele lui Hristos. Șterge cu mâna umiditatea care rămâne pe buzele tale și sfințește-te atingând fruntea, ochii și celelalte organe ale simțurilor. Și așteptând rugăciunea, adu-i mulțumiri lui Dumnezeu care te-a socotit vrednic să participi la asemenea mistere. Închei citatul. Secolul 4. Deja vedeți cât de avansat suntem? Fiecare detaliu, nu cumva să pierzi o firimitură din pâine, că e ca și cum ai pierde un organ din trupul tău. Asocierile sunt foarte clare. Toată această lucrare a devenit sacramentală, foarte misterioasă. Și cine controla, dacă îmi permiteți cuvântul, toată această lucrare? Biserica, prin preoți. De aici n-a fost, zic, mare distanță ca în Evul Mediu, târziu, secolul XIII, Biserica Catolică în anul 1215 să declare la un conciliu, de la al patrulea conciliu lateran, că Iisus Hristos este prezent real în Sfântul Sacrament, real și substanțial. Rețineți. Și anume aici s-a hotărât așa numita doctrină a transsubstanțierii, în care substanța, pâinea și vinul, se transformă efectiv, real, în trupul și sângele Domnului. Deci credinciosul bea sângele Domnului, mănâncă trupul Domnului, prin și datorită cuvintelor rostite de preot. Această lucrare are ca efect sfințirea participantului, iertarea de păcatele obișnuite, păzirea de păcatul de moarte și speranța mântuirii veșnice. Cu această problemă s-a confruntat reforma protestantă, înaintașii noștri. Începând cu Martin Luther, reformatorul, 1517, și apoi cu Calvin la Geneva, cu Zwingli la Zürich, apoi anabaptiștii. Toți aceștia au renunțat la sistemul sacramentalist. E prea mult, au spus ei. E prea mult. Toți reformatorii principali au considerat că elementele cinei sunt doar semne și sigilii care sunt importante nu datorită asocierii cu preotul, cu instituția, ci cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dă semnificație elementelor cinei. Cuvântul lui Dumnezeu are putere de a aduce prezența lui Hristos în mijlocul adunării. Și lucrurile s-au schimbat, vedeți, radical. Deși Luther a cochetat la un moment dat cu ideea de consubstanțiere, e o dezbatere aici. Oricum, moștenirea noastră merge pe această linie, și anume că cina Domnului rămâne un simbol
și este o participare comemorativă a credincioșilor. Cum spunea Zwingli, mi-e greu să-mi scot verigheta din anumite motive, dar aș... Ah, și uite că am reușit. Spunea Zwingli, verigheta nu este căsătoria, ci amintește și simbolizează realitatea căsătoriei. Așa este și cina Domnului. Frumoasă paralelă, clarifică mult. Sigur, a fost dezbateri doctrinare pe exegeza textelor din Matei, în care Iisus spune, eu sunt, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, ce înseamnă acel este? Dar ei au hotărât că nu poate fi vorba de o transsubstanțiere, de o transformare reală a elementelor cinei. Însă au făcut loc altei idei, că Iisus Hristos, prin faptul că se invocă cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele lui Hristos, El vine și este prezent în mijlocul adunării, atunci când adunarea celebrează masa Domnului. Asta este posibil. Aceasta este corect. Mai târziu, credincioșii evanghelici au renunțat la termenul de sacrament și l-au înlocuit cu cel de rânduială, care astăzi se folosește și de noi. Schimbarea aceasta s-a petrecut mai cu seamă în secolul XVIII. Dar ce vreau să spun este că astăzi există o tendință, mai ales la bisericile emergente, bisericile noi, bisericile care vor să schimbe ceva, și anume tendința așa numitei cine deschise, comunități deschise, membralitate deschisă, adică să fie prezenți la masa Domnului cine dorește, dacă are un botez, că a avut botezul când a fost mic sau că a făcut botezul când era mare, nu contează, toți sunt bineveniți. Și această mișcare, din nou cu tentă sacramentalistă, spune că cina Domnului, elementele cinei Domnului, pâinea și vinul, sunt simboluri, da, dar sunt simboluri eficace, eficiente. Și vor să sugereze că există posibilitatea transmiterii unui har prin aceste simboluri. Poate că nu harul iertării păcatelor, cum se crede la catolici sau la ortodoxi, dar este ceva sacrament acolo. Acum, ce credem noi? Sper că nu v-am încurcat prea tare cu această prezentare. Am tăiat foarte mult din ce am pregătit, doar pentru că v-am văzut pierduți în istorie. Dar m-am gândit că e folositor pentru voi să înțelegeți cum a fost evoluția și cam care au fost momentele cheie. Momentele cheie au fost, așa cum ați remarcat, secolul II, când s-a deschis ușa sacramentalismului, secolul IV, când sacramentul a fost dat pe mâna bisericii și a ierarhiei preoțești, și secolul XIII, când s-a hotărât transubstanțierea. Evident, secolul XVI, când a venit reforma protestantă, lucrurile s-au schimbat. Și noi asta credem, și anume, și vin la ceea ce cred că însumează cel mai bine credința noastră. Deci, poziția noastră nu este sacramentalistă, să clarificăm lucrul acesta. Indiferent că vorbești despre transubstanțiere sau consubstanțiere, poziția evanghelicilor este întâi pe linia simbolismului. Dar nu neapărat un simbolism gol, cum spuneam, orice simbol aduce cu sine sau ne transmite o semnificație. Verigheta semnifică
actul de căsătorie. Simbolul, dacă pui Biblia peste tot, arată că tu ai ca autoritate finală Biblia. Dacă ai crucea sau îți faci semnul crucea, arată că ești creștin. Nu ești musulman sau altceva. Simbolistica lucrează foarte puternic. Și în cazul nostru, noi credem simbolic, pâinea și vinul prezente aici, vorbesc despre trupul și sângele Domnului. Este un simbolism. Dar nu este sacramentalism. Da? Ca să lămurim acest lucru. Și nu suntem nici deschiși pentru elemente sacramentaliste în sensul istoric vechi al cuvântului. Dar, și aici venim să clarificăm în detaliile. Credem că Iisus Hristos este prezent la masa Domnului cu noi. Da? Acum trebuie să spunem amin. Dar nu în mod fizic sau trupește. El este prezent, dacă vreți, printr-o prezență dinamică și spirituală. Da. El este prezent atunci când numele Lui este slăvit, proslăvit, când cuvântul Lui este predicat, curat, da, atunci Hristos, prin Duhul Său, este prezent în mijlocul adunării. De aceea credem într-o prezență reală a lui Iisus Hristos în biserica Lui. Da. Dar nu înseamnă că dacă noi ne rugăm și invocăm numele Domnului, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se coboară efectiv între noi și se închide în elementele cinei. Nu credem asta, ci credem mai degrabă că Duhul ne ridică pe noi și inimile noastre în sanctuarul ceresc unde Hristos este Domn. De aceea fiecare cină pe care noi o luăm anticipează ospățul ceresc pe care îl va da Hristos mirele miresei sale, care este biserica. Da. Asta credem. De aceea, cum spunea predicatorul Baptist Spurgeon în secolul 18-19, cina este un mijloc al harului în afara noastră, prin care suntem hrăniți înăuntru nostru. Da? Aceasta este corect. Este o întâlnire reală cu Hristos, dar nu este o întâlnire mistică. Noi știm cu cine ne întâlnim, noi știm că Iisus Hristos e persoană reală, concretă, nu? Îl știm cine este. Da. Medierea acestei prezențe o face Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Hristos. Cuvântul și Duhul sunt cele două, dacă vreți, instrumente, mâini prin care Dumnezeu lucrează prezența Lui în mijlocul nostru. În asta credem adevărat. Și dacă acesta este adevărul, ca să sfârșim partea istorică, practic ce credem noi? Și foarte simplu, în 1 Corinteni 11, Pavel ne spune că trei lucruri credem noi despre cina Domnului. Cina Domnului ne acoperă trecutul, prezentul și viitorul. Pavel spune așa, că cina Domnului este o pomenire, e o amintire, o comemorare, o aducere aminte. Așa spune Pavel. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul Domnului, vestiți moartea Domnului. Ne amintim ce a făcut El, ce a făcut El pentru tine. De aceea e bine să participi la masa Domnului, să-ți planifici din timp prezența ta la masa Domnului, să te oprești din iureș, din ritmul acesta al vieții și să vii la întâlnirea cu ceilalți credincioși ca să comemorezi, să pomenești
ce a făcut Hristos pentru tine în trecutul tău, ți l-a rezolvat, ți-a iertat păcatele prin moartea Lui, prin sângele Lui. De aceea ne strângem la oaltă. Să pomenim, să amintim, să confirmăm ce a făcut El față de trecutul nostru. Că nu ne mai apasă cugetul, că suntem eliberați în cugetul nostru de faptele moarte. Ceea ce nu puteau face jertfele în vechime a făcut Hristos, spune în Evrei 9. De aceea ne strângem. Să ne amintim ce a făcut pentru noi. Și a dat viața pentru noi. Deci e un semn de respect, de credință în același timp, de unitate a întregii biserici. Să-ți amintești ce a făcut pentru tine, ți-a iertat trecutul tău. 2. Cina de asemenea simbolizează nu doar amintirea, are ceva și pentru prezentul nostru. Cina simbolizează ocazia unei analize personale, a unei cercetări personale, spune Apostolul Pavel. Versetul 27. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Aveți grijă să deosebiți trupul Domnului, și trupul Domnului se referă la biserică aici, evident. Ce face cina Domnului este că îți actualizează prezența lui Hristos. Credem că El este prezent acum cu noi. Iar când ne strângem, noi afirmăm că Iisus Hristos este cu noi. E ocazie să ne cercetăm, să vedem dacă mai suntem în legământ, să ne înnoim legământul cu Domnul. Știți că mult timp în biserică și mai ales la începutul bisericii se făceau mărturisiri personale și mărturisiri publice. La cina Domnului se mai ridicau frații și surorile și mărturiseau păcatul, mai ales când afecta întreaga adunare. Și biserica participa. Noi astăzi nu mai facem asta, că avem viață privată. Știți, cuvântul privat înseamnă mai degrabă frustrat, lipsit, nu? Să nu-ți dorești viață privată. Tu nu ai viață privată. Creștinul nu are viață privată. Lipsită, nu? Creștinul are viață comunitară, relațională. Creștinul vrea să dea socoteală de viața lui. De aceea când ne strângem la oaltă, ne strângem pentru cercetare. Ați sesizat ce spune Apostolul Pavel? Că există un pericol. Unele boli se datorează păcatelor noastre. De aceea, dacă nu vii și îți mărturisești păcatele, nu vei scăpa de aceste boli. E destul de direct apostolul aici. Dar e mai mult de atât, să știți. Uitați-vă, sunt unele biserici care au așa numite adunări sau mese, cinea Domnului, închise. Doar cei botezați, cei care sunt bine, cei care sunt cu viața în îndoială, ăia se strâng și au cina. N-a fost așa de la început. Cina nu este a noastră. Nu este cina Domnului. Nu e a noastră. Dimpotrivă, spune Pavel, când faceți cina, când vă strângeți la oaltă, este un moment foarte bun de proclamare a Evangheliei Mântuirii pentru cei necredincioși, care sunt cu voi, care trebuie să-și îndrepte viața. De aceea, cina Domnului nu este doar un act de cercetare personală a fiecăruia, ci și un act de proclamare, de predicare a Evangheliei. Luând pâinea, bând vinul, noi predicăm. Știu că ți-ar plăcea să fii în față aici, să predici. Așa, clasic. Dar luând elementele cinei, tu predici de fapt, transmiți ceva, spui ceva celorlalți care nu înțeleg despre ce este vorba. De aceea, cina Domnului considerați-o ca și un excelent motiv și mijloc de evangelizare. Și în al treilea rând, Pavel spune că cina simbolizează o anticipare a revenirii Domnului, nu? Și aici vin la ceea ce spuneam la început, că vestiți moartea Domnului până va veni
El. Aceasta este credința noastră. Noi credem că El este Domn, El stăpânește, istoria este în mâinile Lui, iar are un plan. Noi ne uităm încrezători înainte și trebuie să arătăm lucrul acesta. La masa Domnului, de aceea trebuie să fim plini de bucurie. Să celebrăm, da, și moartea, și învierea Lui, și înălțarea Lui în slavă. Și zic, poate că ar trebui să ne salutăm la masa Domnului unii pe alții, sau când luăm elementele cinei, măcar să spunem, până va veni El. Până va veni El. Să nu uiți că El vine. Da, acesta e sumarul. Aceasta e credința noastră. Aș vrea să cântăm o cântare la final. Am pregătit. Cântare mai veche, evident. Dar foarte frumoasă. Băieții, ați reușit? O să vă placă. Mai ales celor mai mici. Da. Este de vorba despre Domnul nostru. El are istoria Lui. Trebuie să ne spunem istoria. La masa Domnului asta facem. Povestim. V-a plăcut povestea de astăzi? Puțină istorie a bisericii, dar este istoria Lui. Spune-mi istoria Lui Iisus. Scrie-o pe inima mea. Spune-mi că e mai măreață decât orice s-a spus cândva. Ce fie pe pământ, spune-mi istoria lui Iisus, scrie-o pe inima mea, spune-mi că e mai măreață decât tot ce s-a spus când. Postit și-apoi Satan să-l îmbie, veni, dar fost al biruit. Spune-mi lucrarea-i slăvită, spune-mi ce chin a răbdat, fața i-a fost lovită pentru al meu grozav păcat. Spune-mi istoria lui Iisus, scrie-o pe inima mea, spune-mi că e mai măreață decât tot ce s-a spus cândva. Spune-m cum El sus pe cruce multe dureri a răbdat. Spune-m cum din groapa a treia zi a înviat. Ce dragoste minunată
crească niciodată. Pe veceu vreau să-l slăvesc. Spune-mi istoria lui Iisus, scrie-o pe inima mea. Spune-mi că e mai măreață decât orice s-a spus cândva. Să mulțumim Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea Ta, pentru că ne-ai primit la masa Ta. Tu ne-ai primit, nu noi Te-am primit pe Tine. Tu ai fost bun cu noi, Tu ai luat inițiativa și ne-ai iubit până la capăt. Îți mulțumim, Doamne, că ai făcut lucrul acesta pentru noi toți. Și vrem, Doamne, ca acest adevăr să fie cunoscut și de cei care sunt îndoielnici. Te rog să stârnești credința în inima lor și să-i adaugi la trupul Tău, la biserică. Îți mulțumim, Doamne, că toate se fac nu cu mâna omenească, cum am crezut noi în istorie. Totul este lucrarea cuvântului Tău și a Duhului Tău. De aceea vrem, Doamne, să Te pomenim mai des, să pomenim moartea Ta mai des, să ne mărturisim păcatele mai des. Atunci când venim la masa Ta și să vestim venirea Ta. Îți mulțumim pentru că ai acoperit trecutul, prezentul și viitorul nostru. Și la masa Ta ne aduce aminte că ești Domnul istoriei, a timpului și spațiului, că suntem în căușul mâinii Tale. Și îți mulțumim că ești prezent cu noi. Ne-am bucurat și astăzi de această prezență. Lucrează în continuare mântuirea în noi. Smerește-ne înaintea Ta să putem reveni în casa Ta cu bucurie și curăție de inimă pentru tot ce ne-ai dat, numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, să fie slăvit de noi acum și în vecii vecilor. Amin.